Eu, dacă aș avea o mașină a timpului, m-aș Da. întoarce în timp cât să nu mai întârzi Anisia tot timpul la unde trebuie să mergem noi. Știi, tu întârzi 40 de minute, eu o să mă întorc cu 40 de minute în timp și să plecăm atunci. Ok. Să plecăm când trebuie. Ba. Uite, eu acum am văzut, aceste întrebări n-au fost neapărat curatorate, așa că văd că deja unele se repetă, sunt cam același lucru. Ok, nu Așa contează. că asta în continuare era o întrebare cu dacă avea o mașină a timpului, în ce perioadă istorică te... Cumva seamănă cu prima. Da, diferența Da. era că ceva eveniment amuzant. Eu vreau să pun întrebarea, dacă avea o mașină a timpului, cu cât ai vinde-o pe OLX? Asta, eu așa o simt Păi asta. ar fi, bă, în primul rând e o mașină a timpului folosită de o bătrânică din Germania sau e o mașină a timpului nouă? E o întrebare foarte bună, Serghei. În primul E, rând. da, o mașină a Bate timpului e troncănii, folosită. o fost dus la E biserică, are mulți kilometri, are puțin, e foarte important. dat kilometri înapoi. Da, Îi să-mi da. sărită mașina timpului? Asta contează cel mai mult. E adusă pe platformă Se asta, numește da. Logan? Are daună totală, Da. are radiatorul Deci, avut. întrebarea e dacă e adusă pe platformă și de când e adusă pe platformă. Pentru Exact. că și aici Ceva e... defecțiune ascunse are? Mă duc ca prost un timp și nu mai pot să mă întorc înapoi, că rămâne fără ceva, are scurgerii. Și partea cea mai rea la mașina timpului e că dacă ce era nu de fabricație, nu spune absolut nimic. Nimeni. Adică asta nu ți-e clar, nu... Corect, Timpul corect. e relativ. Mai ales pentru mașina timpului. Da, Mai da. ales, da. Ar fi tare să tu să o cumperi în 2024 și a să fi fabricat în 2325. Și coi, voi ați, nici nu știți să scrieți spitalul ăsta. Păi Mă, nu ca tot ce ai știi, făcut. eu aș vinde-o mai în trecut. Mașina asta a timpului, aș Când e vede mai că e mai nouă. valoroasă. Da. S-o vinzi în Știi? 1812. Da. Da. Sau aș Da, vinde-o în ai vinde-o. viitor, pentru că e de epocă. Ai vinde-o cu 24 de dolari, ce Eu aș dracu. ajunge cu ea până în viitor și abia atunci aș pune-o pe OLX. Tu, Anisia? Eu cred că aș vinde-o. Eu n-am carnet, în primul rând. Une dracu pornesc la drum când eu n-am carnet încă. Da, mă, dar Ce pentru... dracu Dar tu n-ai nevoie... eu nu am autorizație nici pentru mașina de tocat, nimic, n-am pentru nicio mașină. Ce dracu?